Bun găsit! Sezonul rece nu vine numai cu viroze sau cu o mai mare grijă la alimentație, ci și cu o atenție sporită când vine vorba de piele. Așadar, ce facem iarna pentru a avea un ten de invidiat? E valabil atât pentru doamne cât și pentru domni. Dermatologul Teodora Predescu ne explică în minutele ce urmează la ce trebuie să fim mai atenți în sezonul rece. Și pielea are de suferit în sezonul rece, așa că ce facem ca să arate la fel de bine ca vara? Deci, cum putem avea o piele de invidiat și iarna? Într-adevăr, pielea are de suferit în sezonul rece. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra produselor de îngrijire, ca acestea să-i asigure cumva grăsimea pe care tenul nostru nu poate să o producă la nivelul sau la temperaturile, direct proporțional cu temperaturile care sunt afară. Deci iarna este mai uscată pielea? Pielea întotdeauna va fi mai uscată iarna, indiferent de tipul de ten pe care îl avem. Ne dați și câteva idei de ce ar putea face acasă ca să ne îngrijim și să arate mult mai bine atât tenul cât și pielea de pe corp, bineînțeles. În primul rând, trebuie să ne demachiem corect pielea, pentru că pielea are de suferit dacă nu este demachiată corect. Ce înseamnă o demachiere corectă? O demachiere corectă înseamnă că atunci când terminăm întregul proces de demachiere, pe discheta demachiantă sau pe cotonetă să nu rămână nicio urmă de fard sau de fond de ten. După aceea este foarte important să folosim un gel de curățare blând și cumva recomandat pentru tipul nostru de ten, care să înlăture surplusul de fapt de demachiant pe care îl avem pe față și micile alte molecule care pot exista pe tenul nostru și pe care demachiantul nu le-a putut îndepărta, pentru că apoi să intrăm cu crema de hidratare. Crema de hidratare care pe sezonul rece trebuie să fie o cremă, așa cum am spus, puțin mai grasă. Și să facem scraburile un pic mai rar decât le-am face vara? Exact. Scraburile oricum sunt recomandate cel mult de 2-3 ori pe săptămână în cazul pielii acneice și o dată pe săptămână cel mult în cazul pielii normale sau mai rar o dată la 2 săptămâni în cazul pielii uscate. Și că tot am vorbit de demachiere, care ar fi demachierea pe care dumneavoastră o recomandați? Cu cremă demachiantă sau cu apă micelară sau cu săpun? Prefer apa micelară pentru că, pe de-o parte, este o soluție blândă, nu încarcă tenul, nu are soluții sau substanțe grase și în același timp permite și o demachiere foarte, foarte bună, indiferent de tipul de ten pe care îl avem. Acum noi am vorbit despre noi, despre femei, dar bărbații, ce ar trebui să facă și bărbații în sezonul rece? Bărbații sunt mai reticenți în ceea ce privește hidratarea pielii, dar uneori și ei se resimt. Chiar acela e momentul în care simt nevoia să își aplice și ei ceva pe față și tocmai aceleași produse din gamele, bineînțeles, pentru bărbați, aplicate pe perioada sezonului rece. Și cât despre pielea de pe corp și mâinile care au de suferit din cauza mâinile frigului? Mâinile au de suferit cel mai mult de pe urma frigului, pentru că ele sunt de fapt cele mai expuse. Exact. Ele intră în contact de fapt cu totul și cu tot frigul de afară. Iar pentru îngrijirea mâinilor recomand ca pacientul să aibă întotdeauna la el o cremă de mâini foarte bună, pe cât posibil cumpărată dintr-o farmacie, care să nu conțină parfum și care să hidrateze foarte bine mâinile. Recomand utilizarea ei de fiecare dată când pacientul sau persoana iese afară și de fiecare dată înainte de a merge la culcare, pentru că și pe perioada nopții se poate reface pielea deja agresată de frig. Putem vorbi vreodată de un exces de cremă? Depinde pe ce zona corpului. Să vorbim despre mâini. Nu, niciodată. Și dacă e un exces, îl vom simți, pentru că rămâne produsul pe pielea noastră, iar atunci ne ducem, ne spălăm, îndepărtăm produsul și îl reaplicăm într-o cantitate mai mică. Dacă vorbim de față, atunci, da, un exces de cremă sau un exces de produs de îngrijire poate să aducă alte probleme. Să vorbim un pic și despre păr, pentru că și podoaba capilară are un pic de suferit, ne pică mai mult, nu mai este chiar atât de strălucitor, purtăm căciulă. Da, din păcate, pe perioada sezonului rece și părul nostru are de suferit. Are de suferit pentru că nici noi nu putem să-i mai furnizăm vitaminele și elementele minerale de care are nevoie, dieta noastră fiind mai săracă în legume și fructe în această perioadă. Are tendința să fie într-adevăr un pic mai uscat și din cauza frigului și din cauza dietei. Pe de altă parte, și că purtăm ceva pe cap, o pălărie, o căciulă, gluga, toate acestea de fapt afectează firul de păr. Și ce recomand eu pe perioada sezonului rece, o hidratare mai importantă sau mai intensivă a pielii, a părului, și anume cu măști de păr pe care pacienta sau
face. Persoana respectivă. Persoana respectivă să-l aplice pe păr, să o aplice pe păr, să stea câteva minute cu ea, după care să clătească. E foarte important să aplicăm ceva după ce folosim un șampon, pentru că acesta de cele mai multe ori degresează bine firul de păr și îl usucă. Cu frigul de afară vorbim de o uscăciune suplimentară. Așadar, putem avea o piele strălucitoare chiar și iarna. Putem. Mulțumim frumos! Noi ne revedem și mâine cu alte sfaturi.